dimineața, Doamne, ce lumină faină îi! Bun, astăzi este luni, sunt liberă, am programare la oftalmolog, la doamna doctor Filote, care mă are grijă de ochiul meu bolnav. Uitați numai cum se vede, ce ciudat se vede în lumină, că ăsta e negru pentru că am pupila foarte dilatată de la tratamentul acela pe care mi-l pun în ochi în fiecare zi și aici am ochiul normal. Am programare la oftalmolog la ora 3:30, verificăm dacă mai continui tratamentul, dacă mai am tensiunea mare, dacă... Sper din tot sufletul să se fi rezolvat problema, pentru că nu mai pot cu picăturile astea. Eu în fiecare zi am vederea în ceață, doar cu ochiul ăsta. Deci nu văd ca lumea, nu știu, mă deranjează. Îmi doresc din tot sufletul să termin cu tratamentul. În momentul de față este ora 11, dar vreau să plecăm mai devreme de acasă. Trebuie să mergem până la AFI să-mi schimb pijama aceea pe care am primit-o de la moșul Nicolae cu fundițele aici, știți voi. Este mărimea L, pantalonii sunt foarte lungi. Ei așa ca mărime și bluza și pantalonii ar veni foarte bine, având în vedere că îmi vin de largi cumva, dar mie așa vine, așa îmi place să-mi vină o pijama. Dar totuși am zis că să nu stea mami să se chinuie, să-i taie, să-i coase, să le coase mai întâi și după aia fundița mai sus, pentru că au și o fundiță acolo la pantaloni, și să mergem să încercăm să o schimbăm, să vedem dacă găsim la Tezenis, dacă mai găsim la Tezenis mărimea M. Dacă nu, asta este, o să ne chinuim să-i facem, adică mami o să se chinuie să-i facă. Trebuie să ne mai plimbăm, pe acolo prin mall, pe la Primark și pe la Pepco, pentru că ne dorim să luăm niște cadouri prietenilor noștri la care vom pleca la sfârșitul săptămânii și sunt atât de entuziasmată, cu toții suntem entuziasmați, o să am niște vloguri foarte interesante, vă mai spuneam eu chestia asta într-un vlog trecut, bineînțeles ne bucurăm din suflet că ne ducem la ei, încărcați, o să vă arăt exact bagajul, absolut tot, dar mai durează până atunci pentru că vom pleca vineri, în momentul de față, după cum spuneam, este luni. Iar după aia, după ce terminăm pe acolo prin mall, numai bine ne ducem la oftalmolog și după aia ne întoarcem acasă. Vreau să facem curățenie în dulap la George, vreau să facem mâncare, eu mâine sunt la serviciu, deci trebuie să-mi pregătesc mâncarea și pentru astăzi și pentru mâine. Deci activitate din nou. Am scos aici carne, ăsta e pieptul meu de pui pe care o să-l mănânc astăzi, asta este costița cu care vom face papricaș. Voiam să vă zic că e foarte, foarte drăguț. Ieri am spus lui George că o să facem mâncărică de cartofi cu costița asta pe care v-am arătat-o afumată, pe care am luat-o de la Carrefour. Și după aia am ajuns acasă cu cumpărăturile de la Carrefour pe care vi le-am și arătat și m-am apucat de curățenie în frigider și am găsit ciorba rădăuțeană pe care am făcut-o cu carne de țară, pe care oamenii ăștia nu o mâncaseră și am spus, auzi, nu mai facem nicio mâncărică de cartofi și mami a zis la fel. Trebuie mâncată mai întâi ciorba pentru că nu vreau să aruncăm mâncare și după aia, mâine, adică astăzi, o să facem mâncărică de cartofi. Și acum, aseară, George, când se pregătea să vină acasă, îmi dă mesaj și îmi zice, mi-e foarte foame, pot să mănânc papricaș, că el așa îi spune, papricaș. Și am spus, nu este papricaș, este ciorbă. Doamne, și era atât de dezamăgit și sunt atât de dezamăgit și atât de trist că mi-ai făcut poftă cu papricașul și nu știu ce. Și astăzi, nu o să-i spun că facem și diseară o să-i pun pe masă papricaș, o să fie fericit. Așa, și pentru mâine eu am de mâncat pește și am scos la decongelat peștele ăsta, jumătate o să am de mâncat din el. Deci, îmi fac un outfit, nu mă machiez pentru că mă duc la oftalmolog și nu vreau ca să, așa, cu fondul ăla de ten acolo și așa, dar, în schimb, vreau să-mi fac un outfit șmecher, cu ce credeți? Pentru că nu mai am răbdare ca să port la vreun eveniment sau ceva, așa că o să o adaptez și o voi purta, și anume, ziua. Vă arăt imediat. Așa, mi-am luat maleta asta neagră de la mami cu punctele astea aurii. Mi-am luat ștrampi pe mine, de ăștia negri, mați, cum îmi place mie să le spun. Și acum pe deasupra o să-mi iau, bineînțeles, cămașa. Și o să vreau să-mi pun și niște cercei așa mai mari, mai aurii. Și mă gândeam eu să-mi prind și părul cumva. Da, nu știu, vedem. Deci, gata, îs cu ținuta mea, mi se ridică mânicile. Deci, îmi place, îmi plăcu, de fapt. Cam așa arăt, mi-am pus asta neagră aici, că nu vrem să fie neapărat foarte elegant. În picioare mi-am luat bocancii mei de la Moja, vechi de zeci de mii de ani. Cred că-s vechi de 7 ani, bocancii ăștia de la Moja. Și în continuare arată superb. Mă dau, bineînțeles, cu parfumul meu nou de la Nicoleta de la Shogun. Nu mai îmi prind părul, că mami zice că stă foarte bine așa.
Vai, deci așa de bine miroase ăsta, că mă dau 15.000 de straturi. Și mi-am pus cerceiul și ăștia așa drăguței. Și pe deasupra o să fiu undercover, nu te aștepți când îmi dau jos paltonoiul ăsta, ca să am rochiță pe mine, de fapt. Și ca să nu-mi fie frig, știți ce zic? Asta e cel mai important și anume lucru. Și gata! Deci, când am ieșit din casă, mă uitam la mine în oglindă așa și am zis ar fi trebuit să-mi pun ceva în cap și m-am zis o șăcpălie și când mă duc acolo aveam eu ceva dubii, cum că asta are un pic de galben. O văd pe asta care are efectiv galben, deci cât de bine, cât de bine se potrivește toată ținuta. Am schimbat pe rămăluța, iuhu, sunt fericită că acum pot să o port. Acum trebuie să merg la Primark și la Pepco și... atât. Deci am găsit vaza asta la Pepco, care e ceva extraordinar de frumos și vreau să vă spun că costă doar 38 de lei, mă. Mă, 38 de lei! Mi se pare ieftin ăla cât de faină și mare, așa. Altceva n-am găsit nimic de cumpărat, așa că ne ducem la vecinii, adică la Primark. Și acolo cu siguranță vom găsi ceea ce căutăm. Nu pot să zic aici pe vlog, pentru că ei se uită pe vlog. Dar vă voi arăta la finalul săptămânii. Gata, am rezolvat problema. Și mergem să mâncăm. Că lui măicuța i s-a făcut foarte foame. Și eu trebuie să mănânc antricot de vită cu mix de legume și în loc de asta o să mănânc pui cu legume. Aseară l-am prins pe doctorul Andrei la Slău, uite încolo, live, și l-am întrebat cu ce putem înlocui vita din meniu și eu zis cu pește, cu porc, cu pui, cu orice carne. Ne-am luat mâncărică de la The Corner și ne-am așezat aici la masă. E un fel de cantină mai scumpă, țără. Și mi-am luat legume cu piept de pui și mifame. Și asta e al mami, salata. Și mami și-a luat cârnate cu piure și cu salată de varză. Și să mă mai las, să mă pun... Măicuții, e frică. Am ajuns la clinică. Este ora 2 și aveam programare la 3:30. Da, sperăm să nu fie un pacient sau să ajungă mai devreme doar un doctor sau să mă poată prelua mai devreme, pentru că nu mai avem. Ce să facem? Și parcă pe aici ai, nu? Păi eu știu unde e. Am ajuns acasă între timp și eu beau apă din păhărelul meu minunat de Crăciun de la Jumbo. Ha, ce drăguț! Am ajuns acasă, am fost la doctor și doamna doctor îmi spune că deocamdată cumva pentru moment totul arată bine. Am început să reduc, de fapt o să încep de mâine să reduc picăturile, că vă spuneam că mă deranjează foarte tare, cel puțin una dintre ele. Și acum ideea e că investigăm, de fapt nu investighez eu, cât investighează dânsa, dacă este vorba de vreo boală autoimună sau nu la ochi, nici măcar nu știam că există așa ceva. Asta pentru că tensiunea asta, când ai tensiune la ochi, din ce am înțeles, trebuie ca și ca ochiul să fie foarte inflamat, foarte inflamat. Nu știu dacă ați văzut, eu am o colegă, o doamnă femeie de serviciu la spital, care are tensiune foarte mare la ochi și în momentul în care îi crește tensiunea, efectiv tot spațiul ăsta alb este roșu, zici că are sânge în ochi. Ori mie ochiul nu mi este absolut deloc inflamat, de aici și greutatea asta cumva de a găsi și de a pune diagnosticul. Da, și de asta spune doamna doctor că s-ar putea să am o boală autoimună, o să, din câte am înțeles, săptămâna viitoare o să mai fac niște analize de sânge, o radiografie, chiar dacă am făcut RMN deja, mai fac radiografie iarăși, da, mă rog, acolo nu e chiar atât de greu și oricum avem imagistică la mine la spital, deci știu exact tot ce se întâmplă și pot să întreb, având în vedere că suntem culeși cu toții acolo. Părul meu văd acum că arată din ce în ce mai bine, parcă și mami mi-a zis că arată bine și parcă și mie mi se pare că arată. Așa, aici treaba stă cam așa, facem papricașul lui George, cartofii care sunt pregătiți, astea sunt legumele mele pentru mâine la serviciu, aici în cuptor am peștele care deja e gata tot pentru mâine la serviciu și aici avem carnea pentru papricaș. Ai dat la mic, măicuță? Dăm focul la mic și mergem să facem curățenie în dulapul lui George, pentru că e un dezastru total în dulapul ăsta lui, nu se mai găsește nimic și chiar dacă el nu și-a cumpărat haine în ultima vreme,
Nu înțeleg de unde au apărut toate aceste haine, că el avea rafturile goale. Adică nu goale, era tot în ordine, erau exact câte haine trebuiau să fie. Și acum vreau să-i cobor, întorc camera să vă arăt. Așa arată! Îmi pare rău pentru asta. Acolo sus sunt doar plovere de iarnă și vreau să urcăm acolo să le coborâm pe toate. Și aici să mai facem ordine, să vedem care-i treaba. Vreau să dezinstalez acolo de jos și să-i pun acolo pantalonii și cumva să rămână aici pijamale, tricouri și tot felul de lucruri de purtat pe acasă. Haideți să vedem ce ne iese. Mai cumpărați haine. Ăștia sunt tot de bun, ăștia să ia frumoși care nu-i mai vin. Și ăștia sunt pantaloni pe acasă. Pe acasă. Stai de bun. Fix când voiam ca să vă arăt cum am organizat aici totul, mi s-a închis telefonul, am rămas fără baterie, dar vă arăt acum, nu-i nicio problemă. I-am adus acolo, i-am lăsat toate cămășile în cazul în care are nevoie pentru un eveniment de ele. I-am pus aici toate hanoracele, ploverile, bluzele și așa mai departe. Acolo sus au mai rămas ceva pantaloni scurți de vară. Aici am pus curelele și așa. Și aici au rămas toate hainele pe care trebuie să le poarte, cumva pe acasă, și pijamale. Și acolo jos pantaloni și alte malete. Și iuhu! Iar acum eu va trebui să mă imobilizez, să mai filmez un clip pentru voi, pentru că tocmai ce mi-am făcut calculul la clipuri cu mami și vineri rămân fără clip pentru voi, așadar trebuie să mă mobilizez acum să filmez unul și noi mai vorbim. Hai de capul meu, deci cum miroase în asta în bucătărie. De ce? Hai de capul meu, de a mâncărică de cartofi cu... cu asta fumată de porc. Tristă. Bun, acum. Ușurel. Acum am aici pijamăluța mea pe care am schimbat-o. Că v-am zis că a reușit să o schimb astăzi, Emu. Acolo în magazin nu era, dar a fost doamna drăguță și s-a dus și ne-a dus din spate, că i-am spus că căutăm. Așa arată Emu. Bluza cu siguranță e foarte bună și S-ul era foarte bun, abia aștept să o pun. Dar problema e cu pantalonii, că pantalonii sunt făcuți pentru lungani, adică și ăștia sunt un pic lungi, dar tot nu sunt chiar atât de lungi ca aceia. Și uite ce vă spuneam eu, că va trebui mami să chinuie, că aici au crăpătură și au și fundița. Și bineînțeles că nu voiam să renunț la fundiță. Dar acum sunt fericită, pot să-i port. Bun, acum de la mall am mai luat niște șervețele umede de la Primark, de astea cu argan, șervețele de machiaj, de fapt, că mami nu mai are și mami îi fană. Am luat hârtie de împachetat ca să împachetăm și anume ce avem aici în această pungă, care sunt cadouri pentru prietenii noștri, că v-am spus că plecăm la ei, cred că am spus de 1000 de ori deja că plecăm la Bibiana, dar nu vă arăt ce cadouri, că știu că ei se uită la vlog și vreau să aibă surpriză pentru când ajungem. Așadar, împachetăm. Gata, am împachetat cadourile și am scris și niște mesaje foarte, foarte drăguțe, o să ne amuzăm, abia aștept. Și acum, ce voiam eu să fac? Nu mai voiam să fac nimic, ca să duc gunoi după aici. Nu pui cimbru în mâncare, tu? Nu. De ce? De ce? E tamăci! Da, așa te las pe video! Te las pe vlog să audă lumea! Să audă lumea cum îmi vorbești! Păi că mă nervezi? Cu cimbru, da? Ne auzăm, Maxim. Medicament cimbru. Medicament? Fii ce frumos să văd alea acolo. Prosoapele. Prosoapele? Da. Să-ți luăm seta. Frumoșele. Vrei să văd ceva acum? Ceva. Așa, acum să-mi pregătesc mesele pentru mâine la serviciu. Am de mâncat pâine cu salam și cu avocado și cu unt. Voi vă dați seama ce înseamnă? Doamne, doamne! Oh, e bun!
Am aici două feliuțe de pâine. El zice că pâine de aia hipoglucidică, îmi pare foarte rău, n-am pâine hipoglucidică de la Mega Image, că eu nu calc în Mega Image, dar am de astea cu semințe, de care am mai avut într-o zi, adică îi recomandată cumva de el, pentru că are semințe, semințele sunt bogate în grăsimi. Am patru feliuțe de salam, micuț. Am un avocado întreg, care e copt și e foarte moale, dar nu extraordinar la gust. Dar cred că o să-l pun eu și o să-l fac așa cu țâră de pudră de usturoi. Și mai am 20 de grame de unt pe care l-am pus aici lângă aragaz ca să se topească un pic și să pot să-l întind pe pâine. German butter. Îmi trebuie 20 de grame de unt. Trebuie să le cântăresc. Dar 20 de grame îmi pun. Nici mai mult, nici mai puțin. A, 20 de grame. Doamne, 20 de grame, gata. Tipul ăsta l-am pun cu felia. Unt și cu salam. Și mai și slăbești în timpul ăsta. Ce mai vrei? Am o să pun avocado ăsta de ajuns. Am două feliuțe de salam. Pe cum arată sandwich-ul meu? Păi pui unul peste altul, adică faci un sandwich. Păi nu, nu pun, fac două. Păi și cum faci două? Cum? Uite așa. Ca să mănânci da, două ori. Și nu pui unul peste altul, cum se-l împachetezi? Îl pun într-o caserolă. Și acum am peștile care pare că s-o ars, dar nu s-o ars. Nu m-au stat prea mult la cuptor, știi, la schimbul și așa. Mazăre, ce păscăi și morcov. Și asta e mâncarea mea pentru mâine, la dietă. I-am pus în pat. Și eu sunt cu pijama mea nouă, cu funghițe. Și George e lângă mine și mâncă papricașul mult dorit. Le-am spus că îți doreai papricașul, ai fost dezamăgit. Da, bă, m-am mințit. M-am mințit că o face și n-a făcut ieri. Dar astăzi a făcut. Și este foarte bun. E bun. Cel mai bun papricaș pe care l-am mâncat vreodată în viață. Și miroasă. A, de a fumătură din Icom. Și eu mestic o gumă, că are gust bun. De ce ai fost absent în ultimele vloguri? De fapt, de când a început vlogmasul? Pentru că probabil eu eram la muncă când tu filmai. Minciună. Sau tu filmai mereu când eram eu la muncă. Sau tu dormeai mereu când eu filmam. Tu eu? Nu mai vrei și nu-ți mai dai interesul ca să apari la mine în clipuri. Îi dau una în cap. Mă. Nasol. De vlogul tău, mă. Nu trebuie să apară așa des că... Și trebuia lăsați așa, fiarbă, să înceapă, ei să întrebe. Bă, dar unde e George? De ce nu mai dar apare pe mine George? Mă interesează de ce simt eu, mă, nu de ce... Că aici e vorba de o relație, nu e vorba... Pe mine mă deranjează lucrul ăsta. Ei bine, eu nu vreau să viața mea aici, vlog. Eu nu prea vreau să-mi fac viața publică. Nu-mi plăcu. Știu că nu-ți plăcu. Bine, haide, vezi ideale tale acolo și lasă-mă cu viața mea aici, publică. Mă pun să dorm, mâine sunt la serviciu, mi-am făcut ordine în clipuri, totul este pregătit. Numai în gânduri nu-și face ordine. Abia aștept să termine săptămâna și să plecă la Bibi! Vă pup! Pa!